Salutare, dragi abonați! Iată-ne de data aceasta la o rețetă foarte simplă și anume o rețetă de pesto de leurdă. O pastă de leurdă cu parmezan, nucă măcinată, numai bună de servit, atât cu o friptură cât și pe pâine, bruschete cu pesto sau paste. Eu am aici o legătură de leurdă, cam 100-150 de grame, 100 de grame de parmezan ras, parmigiano reggiano, nucă măcinată, 70 de grame și 50 de mililitri de ulei. Ar fi de preferat de măsline, dar eu nu am. Un pic de sare și piper pentru gust. Leurda are proprietăți foarte bune, detoxifică organismul, este bine să o consumăm în perioada primăverii, atunci când apar și urzicele. E foarte bine dacă o găsiți la pădure, dacă nu, se găsește și în piață sau chiar și în marile magazine comerciale. Ce voi face? Voi tăia leurda, care a fost spalată, bineînțeles. O voi tăia și o voi pune într-un mărunțitor, într-un chopper. Leurda are gust de usturoi, i se mai spune și usturoiul sălbatic. În comparație cu usturoiul normal, nu are gust așa puternic de usturoi. Usturoiul normal are gustul mult mai înțepător, mai tare, dar leurda are un gust a usturoi, dar mai plăcut. Cu siguranță, dacă ați gustat, știți cum este la gust. Voi pune toate ingredientele în acest roboțel și nu ne rămâne decât să le facem ca o pastă. În 2-3 minute, pasta de leurdă este gata. Spuneam că dacă aveți ulei de măsline, folosiți-l. Dacă nu, mergeți și cu ulei vegetal. Nu vă faceți probleme. Dacă sunteți noi pe acest canal și vă place această mică rețetă, ne-ar face plăcere să vă abonați. Abonarea este gratuită. Priviți ce culoare frumoasă are. S-au legat toate ingredientele. Să gustăm. Să vedem dacă mai trebuie sare. Nu, este minunată. Chiar se simte bine gustul de usturoi. Parcă aș fi mărunțit aici usturoi. Nu degeaba îi se spune la leurdă usturoiul sălbatic. Ce vom face? O vom transfera într-un borcanel. Cum am spus, se poate servi cu o porție de paste. Fierbem pastele conform ambalajului, apoi amestecăm cu această leurdă și va ieși o porție de paste minunată, bineînțeles, cu încă un pic de parmezan pe deasupra. Arată exact ca pesto, aș putea spune. Dacă vreți să păstrați mai mult timp recipientul, borcănașul la frigider, e bine să turnați un pic de ulei pe deasupra, să facă o peliculă de ulei, să nu pătrundă aerul.
Vă invit, dragilor, să încercați acest pesto de leurdă, această pastă minunată pe care puteți să o serviți cu ce doriți. Merge bine și cu friptură, în loc de mujdei de usturoi. Cât și pe niște pâine prăjită, bruschete. Sau cu ce doriți. Mai ales că are proprietăți foarte bune leurda. Și ar fi bine să o consumăm cât mai des în această perioadă. Dragilor, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Nu uitați de un like, de o abonare, să dați subscribe și share, să vadă și prietenii dumneavoastră. Toate bune!